botezul cu în Duhul este un puternicire biblic vorbind sau este doar o idee pentecostală. Acum, ascultați-mă, din nou am clipuri pe subiectul acesta pe larg în care analizez textele biblice, dar acum vă dau doar un răspuns pe care îl pot argumenta foarte pe scurt. Da. Botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, din punctul meu de vedere, reprezintă două lucruri diferite. Botezul cu Duhul Sfânt este incorporarea unui grup de oameni în trupul Domnului Iisus Hristos. Este formarea noului templu, biserica noului legământ. Asta este botezul cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este o puternicire. Ceea ce unii frați pentecostali numesc, în mod greșit din punctul meu de vedere, botez cu Duhul Sfânt. Problema cea mai mare din punctul meu de vedere, nu, sau distinția sau separarea care se creează între noi la nivel practic, este din pricina metodelor sau procedurilor la care dumnealor apelează pentru a realiza acest botez sau această umplere cu Duhul Sân. Pentru că cineva ar putea să zică, frate, tu crezi că umplerea cu Duhul Sfânt este în noi credem că botezul cu Duhul Sfânt este în Până la urmă, noi toți credem într-o necesitate a umplerii cu Duhul Sfânt sau a unei împuterniciri pentru slujire, pentru mărturie și așa mai departe. Hai să nu ne împiedicăm în termeni. Eu zic, bine, ok, bine. Dar de aici se trece mai departe și se spune, păi stai, că trebuie să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt, că trebuie să repetăm un cuvânt. Aleluia, slavă, glorie și așa mai departe pentru botezul cu Duhul, Sfânt că trebuie să ne aducem, ne adunăm pe o, preună. Să Stăm o noapte întreagă pentru a experimenta botezul cu Duhul Sfânt și așa mai departe. E, aici vedeți că lucrurile se complică și aici ne despărțim iremediabil, pentru că practic cele acelea din punctul meu de vedere nu se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Nu se găsesc, simplu. Și pentru că nu se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, nu pot să particip la ele. Da? Uh, deci, biblic vorbind, botezul cu Duhul Sfânt nu este o puternicire. Nu este o puternicire.